Deschidem Scripturile la Evanghelia după Luca, capitolul 23. Vom citi întregul capitol. Eu voi citi din traducerea TBS de la Londra și urmăriți în traducerile pe care le folosim de obicei. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Și toată mulțimea lor s-a sculat și l-a dus înaintea lui Pilat. Și au început să-l acuze și să zică: Pe omul acesta l-am găsit răzvrătind națiunea și oprind-o să plătească taxe cezarului și zicând că el este Hristos, regele. Și Pilat l-a întrebat zicând: Ești tu regele iudeilor? Și el i-a răspuns și a zis: Tu o spui. Atunci Pilat a zis preoților celor mai de seamă și mulțimii: Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei insistau, zicând: El întărâtă poporul și învață pe oameni prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el la Ierusalim în acele zile. Și când a văzut Irod pe Iisus, s-a bucurat mult, căci de mult dorea să-l vadă, pentru că auzise multe lucruri despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. Și el i-a pus întrebări în multe cuvinte, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau și îl acuzau cu vehemență. Și Irod, cu ostașii lui, bătându-și joc de el și disprețuindu-l, l-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-a trimis înapoi la Pilat. Și în ziua aceea Irod și Pilat s-au împrietenit, căci înainte era dușmănie între ei. Și Pilat i-a chemat la olaltă pe preoții cei mai de seamă și pe conducători și pe popor și le-a zis: Mi-ați adus acest om ca pe unul care răzvrătește poporul. Și iată, după ce l-am cercetat înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl acuzați. Și nici Irod nu l-a găsit vinovat, căci v-am trimis la el. Și iată, el n-a făcut nimic vrednic de moarte. De aceea, după ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul. Căci la acea sărbătoare, Pilat trebuia să le elibereze un prizonier. Dar ei au strigat cu toții deodată, zicând: Ia-l pe acesta și eliberează-ne-l pe Baraba, care fusese aruncat în închisoare pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. De aceea, Pilat, dorind să le elibereze pe Iisus, le-a vorbit din nou. Dar ei strigau, zicând: Crucifică-l, crucifică-l. Și el le-a zis a treia oară: Dar ce rău a făcut el? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. De aceea, după ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul. Dar ei insistau cu glas tare, cerând ca el să fie crucificat. Și strigătele lor și ale marilor preoți au biruit. Și Pilat a hotărât să fie împlinită cererea lor. Și el a eliberat pe cel ce fusese aruncat în închisoare pentru răscoală și omor pe care îl cereau ei, dar pe Iisus l-a dat după voia lor. Și pe când îl duceau, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care venea de la câmp, și au pus crucea în spate ca să o ducă după Iisus. Și după el mergea o mare mulțime de popor și de femei care se văitau și îl plângeau. Dar întorcându-se spre ele, Iisus a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pentru voi însevă și pentru copiii voștri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Binecuvântate sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: Cădeți peste noi și dealurilor: Acoperiți-ne. Căci dacă lemnului verde îi fac ei aceste lucruri, ce se va face celui uscat? Și împreună cu el mai erau aduși alți doi făcători de rele ca să fie omorâți. Și când au ajuns la locul care este numit Căpățâna, l-au crucificat acolo împreună cu făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci Iisus a zis: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și i-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Și poporul stătea și privea, și împreună cu ei conducătorii își băteau joc și ziceau: Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Și ostașii, de asemenea, își băteau joc de el, se apropiau de el și îi dădeau oțet și ziceau: Dacă ești tu regele iudeilor,
mântuiește-te pe tine însuți. Și deasupra lui era și o inscripție scrisă cu litere grecești și latinești și evreiești. Acesta este regele iudeilor. Și unul dintre tâlharii crucificați își bătea joc de el zicând, dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și pe noi. Dar celălalt răspunzând, l-a mustrat, zicând, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași condamnare? Pentru noi este drept, căci noi primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre, dar omul acesta n-a făcut nimic rău. Și el a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Și soarele a fost întunecat și perdeaua templului a fost ruptă în două. Și strigând cu voce tare, Iisus a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a spus acestea, și-a dat Duhul. Centurionul, când a văzut ce se petrecuse, a glorificat pe Dumnezeu zicând, cu adevărat, omul acesta era drept. Și toate mulțimile care veniseră la priveliștea aceea, când au văzut cele întâmplate, s-au întors, bătându-se în piept. Și toți cunoscuții lui și femeile care îl însoțiseră din Galileea, stăteau departe și se uitau la toate acestea. Și iată, era un bărbat numit Iosif, un sfetnic, om bun și drept, care nu căzuse de acord cu sfatul și fapta lor. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus și l-a dat jos și l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă în care nu mai fusese pus nimeni. Și era ziua pregătirii și se apropia sabatul. Și femeile care veniseră cu el din Galileea l-au urmat și au văzut mormântul și cum i-a fost pus trupul. Și după ce s-au întors, au pregătit miresme și miruri și în ziua de sabat s-au odihnit potrivit poruncii. Amin. Am început să ne uităm spre momentul culminant al șederii Domnului Iisus pe pământ. Am ajuns cu studiul în momentul în care a fost înălțat, așa cum i-a spus lui Nicodim mai devreme, că sfârșitul său va fi asemenea șarpelui înălțat de Moise, toți ochii trebuiau să fie priviți, să privească spre el. Și mai spune în Evanghelia după Ioan faptul că va fi înălțat. Înălțarea aceasta nu este o glorificare pe care o aduceau oamenii, ci era o înălțare pe lemnul de tortură, era o batjocură de fapt a oamenilor și am văzut că toate categoriile prezente acolo, mai puțin ucenicii și femeile care îl slujiseră, care au urmașii lui, în afară de ei, toți îl batjocoreau, trecătorii îl batjocoreau, soldații îl batjocoreau, liderii îl batjocoreau, chiar și unul din tâlharii, amândoi ne spune Matei că îl batjocoreau la început și apoi apare o schimbare într-unul dintre ei. Am văzut ce înseamnă, de fapt, lucrul acesta și în niciunul dintre ei nu își dădeau seama de dimensiunea scenei la care asistau. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care Domnul rostește prima din cele 7 ziceri sau afirmații ale lui pe cruce, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Chiar dacă soldații urmau ordine, chiar dacă Pilat a acționat politic, deși nu a vrut să-l omoare pe Iisus, chiar dacă ceilalți voiau să-l omoare din ură și din dorință de a-și păstra poziția, cu toate astea, niciunul dintre ei nu a înțeles cu adevărat dimensiunea lucrurilor care se petreceau acolo. Ceea ce apare extraordinar în Luca 23 este că în mijlocul ceasului lor, în mijlocul
acțiunii puterii întunericului, cum a spus Domnul mai devreme, Dumnezeu se arată pe sine ca mântuitor și se arată pe sine ca suveran. S-a arătat ca suveran peste mântuire pentru că, aparent, întâmplător, se folosește de conjuncturi și de oameni în așa fel încât să producă mântuire, să producă ucenici, chiar în acele clipe în care nimeni nu se aștepta, în care chiar ucenicii lui stăteau la distanță de el, având în vedere situația. Și Domnul face ucenici chiar și în momentele acelea. Ne-am uitat spre episodul cu Simon și apoi ne-am uitat data trecută spre tâlharul acela de pe cruce, în care se produce o schimbare, o schimbare extraordinară, care generează, cauzează cuvintele Domnului Iisus: astăzi vei fi cu mine în rai. Și am văzut puțin despre ce înseamnă cuvintele acestea, ce înseamnă promisiunea pe care el o face, dar și cuvintele lui: adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Am văzut că cuvintele acestea distrug ideea de sacramentalism, de mântuire prin ritual, prin fapte, prin botez, pentru că tâlharul acela n-a putut să facă nimic, n-a trecut prin niciun ritual și Domnul îi spune că se va bucura pentru totdeauna de prezența lui, că asta înseamnă. Am văzut faptul că cuvintele Domnului Iisus distrug noțiunea de somn al sufletului sau de desființare, de stare de inconștiență după moarte, pentru că spune astăzi. Da, sunt unii care încearcă să răstălmăcească cuvintele Domnului și să spună, să le facă să sune: astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai. Dar Domnul niciodată până atunci nu folosește expresia astăzi îți spun, da? Ci sensul cuvintelor lui este așa cum e redat în Scriptură: îți spun, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai, în cursul acestei zile. Și s-a întâmplat. Domnul Iisus a plecat primul, cum am văzut când am citit acum Luca 23, și în cursul aceleiași zile, până la urmă, au plecat și ceilalți doi tâlhari, care au fost colegi, însă unul a plecat într-o parte, altul a plecat într-alta, pentru că unul a murit mântuit și altul a murit nemântuit după ce... după cum ne relatează sau după cum reiese din textul pe care l-am studiat. Grăbindu-se ca să nu rămână trupurile atârnate pe lemn în ziua de sărbătoare, soldații au zdrobit fluierele picioarelor în așa fel, a tâlharilor, în așa fel încât să nu se mai poată sprijini pe picioare și să-și prelungească agonia. Și chiar și în felul acesta s-au împlinit exact cuvintele Domnului în această zi, astăzi, înainte de apusul soarele. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Am văzut, deci, primele două din cele șapte afirmații ale Domnului Iisus. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și apoi, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Mai există... încă o afirmație făcută în aceste prime trei ore ale agoniei Domnului pe cruce, pe lemn, pe lemnul de tortură. Pentru că putem să împărțim perioada aceea de 6 ore când a stat în două jumătăți. Primele 3 ore și ultimele 3 ore. Și putem să împărțim datorită faptului că la mijlocul perioadei acesteia de 6 ore se întâmplă ceva neobișnuit, da? Întunecarea soarelui. O să vorbesc imediat despre asta. Dar în această perioadă mai avem un episod interesant, și anume Domnul Iisus o vede pe mama lui, care este evident aproape împreună cu Ioan. În general, evangheliștii ne prezintă și ne dă cu numele anumite persoane care au fost acolo. În general, femei, Maria Magdalena apare în toate relatările. Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, ea era soția lui Alfeu sau Cleopa, pe care îl întâlnim mai târziu în episodul cu apariția Domnului Iisus pe drumul Emausului.
Deci, ea era acolo. Maria, mama lui, mama fiilor lui Zebedei, adică soția lui Zebedei, care era Salome, mama lui Iacov și a lui Ioan și a lui Iacov, și în același timp sora Mariei, mama lui Iisus, mătușa lui Iisus, era și ea acolo. Ioan ne prezintă un episod spre care merită să ne uităm, chiar dacă pe scurt, în Ioan capitolul 19, pentru că sunt niște detalii pe care el le prezintă ca martor ocular. Și mărturia lui este importantă. Să ținem minte că el scrie Evanghelia lui la mult timp după ce ceilalți trei evangheliști și-au scris propriile consemnări, cele trei evanghelii sinoptice. Și în Ioan capitolul 19 ne spune Ioan de la 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Și apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Asta este a treia zicere a Domnului Iisus și ce avem de aici, pe lângă detaliile acestea care puteau să fie verificate, numele acestea sunt date pentru că pentru ei, ca martori, era important să poată mărturia lor să fie coroborată cu alte mărturii. În sensul acesta erau importante detaliile acestea. Dar o vedem pe Maria și pe alte câteva femei, inclusiv pe Ioan, care se prezintă pe sine ca ucenicul pe care îl iubea, fiind lângă cruce, în așa fel încât să poată să audă exact ceea ce spunea Domnul Iisus. Și cuvintele Domnului Iisus au fost niște cuvinte prin care și-o încredința pe mama lui, lui Ioan, ucenicului pe care îl iubea. Evident că în momentul acesta Iosif nu mai era în viață, pentru că altfel cuvintele acestea nu aveau sens. Iisus era, contrar teologiei catolice și ortodoxe, fratele cel mai mare. El cumva avea grijă de mama lui și Maria l-a urmat peste tot pe Domnul Iisus. Ăsta este motivul pentru care o vedem acolo. Nu-i vedem pe frații lui, nu-l vedem pe Iacob, nu-l vedem pe Iuda, nu vedem pe alți frați ai Domnului Iisus. De ce? Pentru că din detaliile pe care le avem din altă parte, ei nu crezuseră în el ca fiind Mesia. Însă Luca ne-o prezintă pe Maria încă de la început că strângea toate aceste lucruri, în toate mărturiile despre el și toate detaliile acestea în inima ei. Și atunci o vedem pe Maria urmându-l pe Domnul Iisus și chiar dacă nu mi se prezintă întotdeauna nu ne-o prezintă evangheliștii alături de femeile din Galileea care îl însoțeau, putem să fim siguri că Maria l-a urmat pe Domnul alături de aceste femei și ăsta e motivul pentru care o găsim aici la baza crucii și Domnul Iisus o vede și ne spune că i-o încredințează lui Ioan ca să aibă grijă de ea ca de mama lui. Zice, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Și evident că s-a
i-a purtat de grijă și s-a îngrijit de ea pentru tot restul vieții, pentru că a fost ca un testament pe care omenesc, pe care Domnul îl lasă în momentele acestea. Vedem grija lui de cei care sunt ai săi. Și de aici se vede dragostea Domnului Iisus. Ce era în inima Mariei în momentele respective e greu de imaginat și cu atât mai greu de descris. Dar sunt împlinirea cuvintelor lui Simeon. Și nu cred că Maria nu și-a amintit de cuvintele acelea când Simeon, bătrânul Simeon, când Domnul Iisus era doar un bebeluș, l-a luat în brațe și s-a bucurat anunțând că a venit mântuirea lui Israel, dar în același timp îi spune ei că sufletul ei va fi străpuns de o sabie. Și lucrurile acelea se întâmplau acum brusc, cumva deodată, pe nepregătite, în fața ochilor ei. Ca să nu ducă suferința aceasta și șocul acesta singură, Domnul Iisus se îngrijește de ea și îi încredințează lui Ioan. Astea sunt cele trei ziceri ale Domnului Iisus în primele trei ore, când a târnat pe lemn. Ne spun evangheliștii toți că de la ceasul al șaselea, adică de la ora 12 de la prânz, până la ceasul al nouălea, adică ora 15, s-a făcut întuneric în toată țara sau literal pe tot pământul. Întunericul acesta era un întuneric ciudat. Era un întuneric fără explicație. Era ca o eclipsă. Unii au încercat să găsească cauze naturale, furtună de nisip sau ceva de genul. Nu e vorba de așa ceva. Tocmai pentru că era atât de ciudat, i-a înspăimântat pe neînspăimântații soldați romani, așa cum ni se prezintă, zice, i-a cuprins o mare frică. Era ceva ciudat ce se întâmpla. Nu putea să fie nicio eclipsă, pentru că Paștele evresc era fixat în jurul lunei pline. Și niciodată la lună plină nu există eclipsă de soare. Astea sunt legile naturii pe care Dumnezeu le-a fixat la creație. Și ăsta este motivul pentru care o eclipsă, când nu putea să fie eclipsă, arăta pur și simplu intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Dar lucrurile acestea, de fapt, erau profețite, pentru că în Amos, când Dumnezeu prin Amos vestește judecata asupra poporului și spune că îl va judeca, îi va pedepsi nelegiuirile, în Amos 8:9 spune, în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, Iahve Elohim, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Exact lucrul acesta s-a întâmplat acum. Vă spuneam în urmă cu câteva mesaje când am început să studiem ziua aceasta, că în ziua aceasta e ziua zilelor. Spre ea priveau toate zilele de dinainte și spre ea privesc și zilele de după, pentru că nicio altă zi nu s-au petrecut atâtea lucruri, atâtea intervenții a lui Dumnezeu, nu a fost atât de măreață. Deci, efectiv, are o însemnătate cosmică și tocmai astrele cosmice nu puteau să nu aibă și ele un rol în, și să arate timpurile. Nu e așa? Și din punct de vedere spiritual, nu doar să bifeze ziua și orele zilei. Și asta a făcut. Astea au făcut și slujitorii aceștia pe care Dumnezeu i-a pus în cer, și luna și soarele. S-a făcut întuneric de la amiază. Cum spune Luca, soarele a cedat, e literal, și-a cedat lumina. Și este o expresie folosită pentru a exprima, pentru a descrie o eclipsă, și în felul acesta cred că putem să ne imaginăm, doar că pentru a exista o eclipsă, efectiv Dumnezeu trebuia să intervină, să schimbe legile, și în gestul acesta
cosmic al lui Dumnezeu vedem suveranitatea lui prin care le transmite tuturor faptul că, așa cum vestea Ioan Botezătorul mai devreme, mielul lui Dumnezeu ridică păcatul lumii. Într-un context în care începuse deja la templu înjunghierea sistematică și ritualică a miilor de Paște. Așadar, întunericul acesta ar trebui privit ca intervenția lui Dumnezeu, ca să le aduc aminte că El judecă păcatele poporului în acel moment. Nu o să avem timp să ne oprim asupra tuturor detaliilor, însă Ioan este atent să ne spună în repetate rânduri că anumite detalii se întâmplă ca să se împlinească Scriptura. Și în nicio altă zi nu s-au împlinit mai multe profeții decât în ziua aceea. Și ăsta este un alt motiv pentru care acea zi este unică. Deci acele 3 ore de întuneric ilustrează faptul că Dumnezeu vine ca judecător și judecă păcatele poporului său. În aceste 3 ore, Domnul Iisus nu mai spune nimic. Nu se mai adresează nici celor de la picioarele crucii, nu se mai adresează nici tâlharului. Aceste 3 ore trec în tăcere pentru el. Însă ceea ce era în sufletul său, agonia lui interioară, este ilustrată prin următoarea afirmație, a patra pe care o face și care într-un fel este cea mai specială. Este singura din cele 7 menționată de Matei și de Marcu, pentru că, dacă vă amintiți, 3 dintre cele 7 sunt consemnate de Luca și 3 de Ioan. Cea din mijloc, a patra, este menționată de Matei și de Marcu și sunt cuvintele de agonie, de disperare ale Domnului Iisus, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Sunt menționate în dialectul folosit de Domnul Iisus și reprezintă citarea psalmului 22:1, un psalm mesianic, 27, mă scuzați, psalmul 27. Nu, psalmul 22. Mă uitam la referința mea și eu am Matei 27:46, consemnarea cuvintelor Domnului. Și în psalmul 22 sunt consemnate aceste cuvinte. Sunt unii care spun că Domnul ar fi recitat în momentele acelea întregul psalm, care se termină printr-o afirmație de încredere la adresa lui Dumnezeu, așa cum până la urmă se termină și viața lui și se vede atitudinea aceasta din următoarele ziceri. Însă nu avem vreo dovadă că Domnul ar fi recitat psalmul 22 în aceste momente, ci doar începutul lui. Cuvintele sunt spuse într-un dialect, deci nu sunt citate exact din limba ebraică și sunt spuse în dialectul folosit de Domnul Iisus. Este un dialect numit Siro-Caldean sau Haldean. Cei care l-aud spun, îl cheamă pe Ilie. De ce? Pentru că numele lui Ilie este Eliah. Și atunci când Domnul a spus Eli sau Eloi, cum spunea Marcu, cei care erau mai la depărtare au auzit doar parte, frânturi din ceea ce spunea el și nu aveau niciun interes să asculte în detaliu. Și ăsta este motivul pentru care spuneau, îl cheamă pe Ilie, să-l scape Ilie. Ceea ce e important este să privim spre strigătul acesta, care este unic și care arată o fragilitate în Domnul Iisus, spre deosebire de toate celelalte. Înțelegem că Domnul nostru era stăpân pe propria viață, stăpân și se ridica deasupra tuturor atacurilor celui rău. Însă în strigătul acesta și când privim spre celelalte afirmații, efectiv ne dăm seama de lucrul acesta. Da? În ciuda durerii cumplite fizice, el spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac.
când atârna pe lemn, ceea ce, din nou, reprezenta o tortură, nici nu ne putem da seama prin ce trecea, și el se uită, se îndreaptă către tâlhar și spune, astăzi vei fi cu mine în rai, apoi privește spre mama lui și spre Ioan și o încredințează. Ne uităm la celelalte strigăte pe care le-a făcut Domnul, celelalte afirmații de mai târziu și îl vedem, efectiv îl vedem conștient de marea lucrare pe care o face și încrezându-se în tatăl său, îl vedem victorios. Dar aici, în momentele astea, îl vedem fragil pe Domnul Iisus. Când spune Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și ar trebui să ne întrebăm cum putem să înțelegem acest strigăt de agonie. În primul rând, trebuie să ne dăm seama că este un strigăt subiectiv, nu unul obiectiv, pentru că ar fi fost o imposibilitate din punct de vedere moral și spiritual ca tatăl să fie despărțit de fiul, să nu mai fie una în natură, în esență. Da? Atunci ar fi existat o schimbare, chiar și temporară, dar ar fi existat o schimbare în Dumnezeu și atunci el n-ar mai fi fost neschimbător. Deci, din punct de vedere obiectiv, lucrul acesta nu se întâmpla. Și mai târziu, Apostolul Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nu era vorba de o părăsire în natura lui. Și asta este important să înțelegem, că a fost un strigăt subiectiv, care exprimă atât de bine și atât de profund umanitatea Domnului Iisus, suferința extremă, agonia, durerile fizice prin care trecea, dar nu numai, să știți, starea sufletească prin care trecea în momentele acelea de abandon. Și nu era vorba doar de abandon al urmașilor lui, care nu puteau să facă nimic, stăteau la distanță și priveau toată scena. Abandon al poporului, pentru că toți își băteau joc de el. Și suferea disprețul și batjocurile și la nivel spiritual ale lui Satan, pentru că era ceasul lor, era puterea întunericului. Dar cred că era mai mult decât atât. Durerile acelea profunde pe care efectiv, să știți, nu le putem explica, pe care le resimțea Domnul în sufletul său, dureri care erau sufletești, erau spirituale, erau și fizice și nu putem să contestăm lucrul acesta. Dar era mult mai mult decât durere fizică. Asta e ceea ce încerc să vă transmit. Și unul din motive este pentru că au fost și alți urmași ai Domnului care au călcat pe urmele martirajului și care au făcut lucrul acesta cu bucurie până la capăt, sub torturi extreme. Ba unii au suferit dureri din punct de vedere fizic mai acute, mai extreme decât durerile prin care a trecut Domnul Iisus în trup. Și n-au strigat către Domnul, de ce m-ai părăsit? Și atunci, fragilitatea asta nu trebuie să o privim ca în sensul acesta doar. Că în trupul său Domnul era mai sensibil la durere decât alți ucenici ai lui viitori martiri care au suportat mai bine durerea fizică. Și au suportat-o până la urmă, nu pentru că aveau o rezistență mai mare la durere, ci pentru că au simțit că Dumnezeu este cu ei în acele clipe. Ștefan a simțit mângâierea și întărirea lui Dumnezeu când sub loviturile pietrelor iudeilor. Da. Și mulți, mulți alți urmași ai Domnului au murit în chinuri cumplite, tot felul de torturi, și au murit cu bucurie și au dat viața cu bucurie, pentru că la fiecare clipă Dumnezeu a fost cu ei și i-a întărit. Deci, fără îndoială că durerile fizice ale Domnului Iisus au fost extreme și au fost cumplite. Da. Dar nu putem să uităm că marea lui suferință a fost mai mult decât fizică. Era momentul în care se împlinea profeția din Genesa 3:15, când șarpele îi rănea
călcâiul. Și nu făcea lucrul acesta din punct de vedere fizic. Pentru că și inversul, zdrobirea capului, n-a fost una fizică, la ceea ce făcea el cu Satan. Mai mult decât atât, tatăl i-a retras în acele momente mângâierile și binecuvântările care îl însoțiseră până atunci și tatăl îi apare ca judecător. Ăsta este motivul pentru care Domnul Iisus nu îi se adresează Tată, de ce m-ai părăsit? Și spune Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și repetă expresia aceasta. În 1 Petru există un detaliu care merită luat în seamă ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat. 1 Petru, capitolul 2, versetul 23. Spune Petru acolo, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea, și aici e important să observăm cui, dreptului judecător. În momentele acelea, Dumnezeul său îi era judecător. Și asta este împlinirea ceea ce spunea Isaia în capitolul 53, că era lovit pentru fără de legile noastre, era zdrobit pentru păcatele noastre și pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra lui. În momentele acelea, Domnul Iisus suferea mânia lui Dumnezeu, care era dreaptă, datorată păcatelor poporului lui, și el a împăcat, a propițiat, a potolit mânia aceasta dreaptă, interpunându-se pe sine între Dumnezeu ca judecător și poporul său. De aceea, lovitura aceasta, care trebuia să cadă a dreptății, a legii, a justiției divine, care trebuia să cadă peste noi și să ne spulbere, a căzut asupra lui. Și eu cred că ăsta este motivul pentru care Domnul scoate acest strigăt, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. În Galateni, capitolul 3, versetul 13, spune Apostolul Pavel acolo că El s-a făcut blestem pentru noi, ca să ne scoată de sub pedeapsa, de sub blestemul legii. Da, era blestemat oricine era atârnat pe lemn, dar acolo era, el suferea un blestem, da, blestemul legii, care e legea divină, o rânduială dată de Dumnezeu ca să ne poată, să o poată împlini și să ne scoată de sub datoria și de sub incidența ei. Și tot Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 21, vă citesc versetele acestea pentru că au legătură cu ceea ce simțea Domnul Iisus în momentul respectiv. În felul acesta putem să înțelegem că strigătul său este mult mai mult decât un strigăt de agonie fizică, așa cum îl interpretează mulți. Spune Apostolul Pavel încheind ideea din capitolul 5, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și acum întrebarea de aici este cine l-a făcut păcat? Cine l-a făcut, sensul de aici este l-a făcut jertfă de păcat. Da? Sacrificiu pentru păcat. Și cine a făcut lucrul acesta? Dumnezeu. El l-a făcut jertfă de păcat pentru noi. Și asta este exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Având în vedere toate profețiile și afirmațiile acestea pe care Domnul le împlinea în ziua aceea și prin care trebuia să treacă doar el singur, nu putea să fie altcineva. Niciun om nu putea să ia locul, niciun înger nu putea să ia locul. El trebuia să sufere toate lucrurile acestea. Atunci înțelegem cumva care au fost, înțelegând cauzele care au dus la strigătul său, înțelegem poate puțin mai bine de ce a strigat Domnul așa. A fost un strigăt de îndoială, da? De punere sub semnul întrebării,
justiției lui Dumnezeu, a raționamentului său, nu, n-a fost așa. Nici măcar n-a fost un strigăt de reproș pe care Domnul îl adresează tatălui, ci pur și simplu trebuie să-l vedem ca un strigăt al sentimentului pur, da? Care ne arată vârful suferințelor sale și povara imensă pe care Domnul Iisus o ducea în acele momente, în acele clipe, în acel loc, pe umeri și care îl apăsa și îl istovea atât de mult și trebuia să facă lucrul acesta singur. Ăsta este motivul pentru care atunci când privim spre răscumpărare, chiar și atunci când privim spre Dumnezeu, Fiul este Cel care a realizat răscumpărarea. Nu scrie nicăieri că Duhul este Cel care a murit pentru noi sau care a realizat răscumpărarea. De aceea este într-o poziție unică Domnul Iisus și trebuie să treacă pe acolo singur. Abandonul acesta și starea aceasta îl face să scoată acest strigăt. Acum, cred că există o aplicație importantă pentru noi, deși nu putem să înțelegem cu adevărat tot ce a experimentat Domnul Iisus. Dar sunt momente în care și noi trecem prin suferințe și prin încercări și, de ce să nu admitem, prin disciplinări. Pentru că Domnul se ocupă de noi și ne disciplinează atunci când greșim. Și în momentele acelea nu mai simțim prezența și mângâierea și călăuzirea lui Dumnezeu și parcă Dumnezeu se depărtează sau își ascunde fața de noi. Ok, noi simțim lucrul acesta, îl percepem, da? Deși la nivel mental știm că El nu ne lasă niciodată. Știm că suntem ai Lui și că nu își va depărta fața niciodată de noi. Dar în mijlocul disciplinării riscăm să ne pierdem inima, să ne pierdem curajul și să cădem. Asta spune în Evrei, capitolul 12. Și o să vă citesc și pasajul acesta pentru că mi se pare aplicația este direct legată de momentele acestea în care Domnul a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? O să citesc Evrei 12, versetele 2 și 3. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Asta înseamnă căpetenia este începutul, autorul, cum spune în engleză, și desăvârșitorul, cel care termină credința noastră, cel care începe și cel care duce la bun sfârșit, sau obiectul credinței noastre de la A la Z. Da? Să ne uităm țintă. Asta înseamnă să te uiți cu o privire fixă, să nu pierzi din ochi, să nu te uiți în altă parte. Adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luare aminte, la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Asta este aplicația autorului și spune: priviți spre Hristos și spre suferințele Lui pe cruce. Și învățați de la El să aveți aceeași atitudine. Să nu vi se, și atunci nu vi se va pierde inima, adică nu vă va părăsi curajul, nu veți fi descurajați, nu veți fi deziluzionați și nici nu veți cădea de oboseală, nu veți rămâne în urmă, nu vă veți prăbuși, ci veți reuși, așa cum spunem la sfârșitul versetului 1, să alergați cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Focusați fiind pe Domnul Iisus, care, iată, ne stă înainte ca exemplu chiar și în aceste momente cumplite. Dacă n-ar fi fost menționate aceste cuvinte de Matei și de Marcu, cred că Domnul Iisus, nu l-am fi perceput pe Domnul Iisus atât de aproape de noi ca mijlocitor și ca exemplu când trecem noi prin diverse suferințe, prin diverse lovituri, da? Sau
disciplinări. Cred că ar fi fost mult mai greu să facem lucrul ăsta. Dar tocmai cuvintele acestea ne-l aduce pe Domnul aproape. Avem un mare preot milos care știe ce înseamnă slăbiciunea umană și care mijlocește pentru noi și ne este aproape. Și atunci putem să-l privim mult mai bine și să vedem cum a rezistat el și cum s-a împotrivit până la sfârșit. Și putem să îl luăm, de exemplu, pe Domnul și să spunem, Tată, nu voia ta, ci voia mea să se facă, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, așa cum încheie Domnul. Și cred că strigătul acesta, care ne arată umanitatea lui și fragilitatea, dacă vreți, a omenescului, ne-l face și mai drag. Da? A observat ceea ce era pentru Domnul cel mai drag. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? După ce strigă, da? În culmea durerii lui. Ceea ce era mai drag este nu siguranța lui și nu integritatea trupului său sau sănătatea trupului sau alte lucruri, ci prezența lui Dumnezeu. După lucrul acesta suferea cel mai mult în momentele acelea. Prezența binecuvântării și a mângăierii, a consolării lui Dumnezeu. Asta își dorea Domnul Iisus cel mai mult în momentele acelea și cred că e o lecție de învățat și pentru noi că aceasta ar trebui să căutăm cel mai mult în viața noastră, da? Și să strigăm după ele atunci când nu le mai simțim. Foarte repede aș vrea să trec și peste celelalte afirmații pe care Domnul Iisus le face. În ordine cronologică vine strigătul agoniei sau a durerii fizice. Și e foarte important să înțelegem că acest strigăt, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, nu este doar al durerii fizice, ci al agoniei sufletești, al agoniei spirituale prin care Domnul trece. Mi-e sete, strigă mai târziu și asta o face tot ca să se împlinească Scriptura, ne spune Ioan în capitolul 19, dar o face ilustrând durerea fizică, agonia fizică prin care trecea. În Ioan 19:30 avem consemnat strigătul victoriei, s-a isprăvit. Și efectiv este un strigăt al victoriei. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acum tot ceea ce trebuia să îndur, am îndurat. Plata care trebuia să fie plătită a fost plătită până la ultimul bănuț. În așa fel încât scopul pentru care am venit și am suferit toate lucrurile acestea a fost atins. Deci s-a isprăvit. Nu este un strigăt sfârșit, da, de înfrângere, ci din contră este un strigăt de victorie. Și asta este strigătul victoriei Domnului Iisus pe cruce. Domnul a venit să a avut un scop în viața lui și a avut un scop în moartea lui. În timpul vieții a venit să întemeieze o nouă împărăție și să-și întemeieze un nou legământ, să-și întemeieze adunarea. Și el spune în Ioan 17, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, referindu-se la lucrarea din viața lui. Acum, ca să sigileze și să ratifice, da, legământul de care e legată și întemeierea adunării și întemeierea împărăției, împlinește lucrarea în moartea lui și spune s-a isprăvit sau s-a sfârșit. Următorul strigăt este consemnat de Luca, care spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și acesta este un strigăt de încredere, de resemnare într-un fel, dar nu o resemnare tristă, ci de abandon de sine, de supunere completă față de Tatăl său. Observați că de acum nu spune Dumnezeul meu în mâinile tale îmi încredințez Duhul, ci Tată în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după acest strigăt ne spune Luca și Iisus și-a dat Duhul. E foarte interesant că expresia din, de fapt, a tuturor evangheliștilor, dar în special cea lui Matei,
prin care ilustrează ultima suflare a Domnului Isus. Ioan spune că și-a plecat capul, pentru că ne dă detaliul ăsta că el era martor ocular și ne arată din nou lucrul acesta. Matei folosește un cuvânt, da, care înseamnă a da drumul, a trimite, a permite să plece. Da? Deci a permis Duhului Său să plece. Și toți evangheliștii folosesc cuvinte puternice care să ilustreze că Domnul Iisus în momentul acela a murit benevol, a murit voluntar și a dat Duhul. Înseamnă că moartea lui a fost voluntară și a intervenit atunci când lucrarea a fost terminată. N-a intervenit mai devreme și n-a intervenit nici mai târziu. De fapt, a plătit prețul, a suferit întreaga mânia lui Dumnezeu și nu mai existau motive ca el să rămână acolo. Și în momentul în care a făcut lucrul acela, și-a dat Duhul și a anunțat lucrul acesta. În acel moment se întâmplă ceva la templu. Perdeaua care despărțea Sfânta, de Sfânta Sfintelor, se rupe de mijloc, de sus până jos. Era o perdea grea, înaltă, nici o mână omenească nu putea să facă lucrul acesta. Și din nou vedem intervenția lui Dumnezeu. Un semn pe care Dumnezeu îl dă Israelului, calea spre Sfânta Sfintelor, spre locul prezenței lui Dumnezeu, este deschisă și este deschisă prin jertfa lui Hristos. De asemenea, perdeaua aceea ruptă ilustrează, de asemenea, sfârșitul închinării în locul acela desemnat de Dumnezeu, pentru că urma de acum înainte ca prezența lui Dumnezeu să se mute într-alt loc. Sfânta Sfintelor nu mai conținea tocmai însemnele prezenței lui Dumnezeu, chivotul și restul acelor lucruri și acum lucrul acesta era vizibil pentru toți. Prezența lui Dumnezeu se mută în noua lui casă, care este adunarea și Domnul Iisus, a cărui trup simboliza într-un fel, într-un sens, acea perdea, perdeaua este ruptă, după cum trupul s-a fost frânt și deschide o nouă cale de acces la Dumnezeu. Avem apoi, ne spune Matei, un puternic cutremur de pământ, atât de puternic încât se despică stâncile. Semnele acestea i-a îngrozit pe soldați. Soldați care erau duri, erau aspri, erau oameni care nu se înfricoșau ușor. Dar toate aceste semne, ei nu le-au văzut ca fiind niște coincidențe, ci sutașul exprimă frica aceasta lor și spune cu adevărat omul acesta a fost neprihănit sau drept sau inocent, cum spune Luca, și Matei îl consemnează spunând fiul lui Dumnezeu. Iată o afirmație, o mărturie care ne este rămasă chiar de la cei prin mâna cărora Dumnezeu Domnul Iisus a murit. A mai rămas puțin timp trupul său după moartea sa, a rămas pe cruce, dar ei se grăbeau pentru că venea ziua sărbătorii și nu voiau ca trupurile să rămână pe cruce acolo, se grăbeau ca să le dea jos. Și ăsta este motivul pentru care au zdrobit picioarele, fluierele picioarelor celorlalți doi, dar când a ajuns la Domnul Iisus, a văzut soldatul că este mort și nu i-a mai zdrobit fluierele picioarelor, tot ca să se împlinească o profeție din Scriptură care îl arăta ca Mesia și, în schimb, să se asigure de moartea sa, l-a străpuns, i-a străpuns coasta, i-a străpuns inima cu sulița și, zice, din inima, din coastă i-a curs apă și sânge. Din nou, Ioan se prezintă pe el ca martor ocular, zice, pot să adeveresc lucrul acesta, am văzut cu ochii mei, moartea lui a fost reală, nimeni nu putea să supraviețuiască pe lângă crucii acelei străpungeri de suliță. Și asta e important pentru că pe vremea lui Ioan, când Ioan scrie, a început teoria aceea gnostică să prindă teren prin care spuneau că Iisus nu putea să fi murit efectiv. A fost o
ca o halucinație, ca o iluzie a morții. Și Ioan spune, nu, eu am fost acolo, am văzut cu ochii mei ceea ce s-a întâmplat, inima lui a fost răpunsă și efectiv moartea a fost una reală. Foarte repede, ca să terminăm Luca 23, să ne uităm spre îngroparea lui, ni se spune că a venit Iosif din Arimatea, care era un om bogat, un sfetnic al Sanhedrinului, este prezentat ca un om drept, un om bun, care nu fusese de acord cu înscenarea care au făcut-o liderii. El ne este prezentat ca un ucenic, dar un ucenic înascuns. În Luca ni se spune că aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Ioan este cel care ne spune că a fost ucenic înascuns, la fel ca Nicodim. Culmea că amândoi, a căror poziție urmarea publică a Domnului Iisus ar fi fost periclitată, iată-i cum în aceste momente critice ies la iveală ca fiind ucenici. Da? Și să știți că nu numai ei, dar sunt oameni care preferă cumva să-L urmeze pe Domnul din umbră, din ascuns, dar Dumnezeu are întotdeauna metodele Lui de a-i aduce la lumină și de a-i face să iasă public și să mărturisească faptul că ei sunt urmași a lui Iisus. Și asta s-a întâmplat cu Iosif din Arimatea și cu Nicodim în aceste momente. Culmea, sunt ultimii care sau cei mai apropiați fizic de Iisus, de trupul lui Iisus, pentru că Domnul Iisus murise. Femeile și cunoscuții lui stau la distanță. Ei sunt cei care se ocupă, îl dau jos de pe cruce, îi spală trupul și îl îmbălsămează. Fiecare, în momentele astea, fiecare aduce ceva sau contribuie cu ceva foarte scump. Da? Iosif cu mormântul pe care și-l pregătise, împlinind Scriptura din Isaia 53, că a fost pus mormântul său alături de cei bogați. Și care era aproape de locul căpățânii, de dealul acela, ne spune un detaliu din Evanghelie. Dar el își pune la dispoziție propriul mormânt, un mormânt nou, săpat în stâncă. Nicodim vine și el foarte repede cu o cantitate foarte mare de smirnă și de aloie și îmbălsămează rapid, spală și îmbălsămează trupul Domnului. El înfășoară în pânze de in, după obicei evresc. Și contribuie în felul acesta, cred că putem să ne imaginăm ca un fel de tribut pe care ei îl dau Domnului, pe care l-au urmat din umbră. Și acum e momentul să iasă la iveală. Iosif merge direct la Pilat, îi cere trupul și îl primește de la el. Ies public. Un alt detaliu care e foarte important aici este că femeile care îl slujiseră constant din Galileea încoace îi urmează, deși nu contribuie cu ceva, ei se ocupă de tot, Iosif și cu Nicodim, dar femeile îi urmează, văd exact locul și în capitolul 24 să vedem de ce e important lucrul acesta, afirmațiile acestea de încheiere din 23. Până atunci au stat la distanță, priveau alături de cunoscuții lui, de ucenicii lui. Ei n-au putut să se apropie de Iisus în clipele acelea, dar l-au însoțit pe Iosif și spune că au văzut în versetul 55 mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. Deci nu doar că au văzut la distanță mormântul, nu, au fost chiar acolo, au asistat la toată procedura aceea, au văzut exact trupul lui Iisus înfășat, învelit în acele pânze de in, cum a fost așezat pe locul acela și au luat reperele astea, dacă vreți. Știau exact locul mormântului, au văzut efectiv că trupul lui Iisus a fost așezat în mormânt, au stat până la sfârșit acolo și după aceea s-au întors și spune, au pregătit miresme și miruri și în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Ne vom întoarce la detaliul acesta data viitoare, pentru că este unul important, dar în felul acesta se sfârșește acea zi de 14 Nisan, ziua zilelor, dacă vreți.
ziua în care Domnul Iisus a fost împlinirea tuturor jertfelor, în care a fost înălțat și de atunci încoace spre acel deal și spre acea înălțare trebuie să privim oricare își vede păcatul și înțelege că a fost mușcat, da, de șarpele acesta care este păcatul spre vindecare prin rănile lui și am văzut câte răni a primit Domnul în zilele acelea, în orele acelea, am fost sau suntem vindecați. Este mijlocul prin care Domnul Iisus a primit un nume mai presus de orice nume și a fost înălțat nespus de mult după ce s-a smerit nespus de mult. Este punctul culminant al narațiunii Evangheliilor, deși nu este sfârșitul. Da? Există un deznodământ spre care vom privi data viitoare și fără de care Evanghelia ar fi incompletă. Dar jertfa, da? Păcatul, plata, stingerea mâniei, toate le găsim aici, în aceste ore în care Domnul Iisus a suferit, într-un număr limitat de ore, toată pedeapsa pe care noi am fi suferit-o, poporul lui ar fi suferit-o, o întreagă veșnicie despărțiți de Dumnezeu. Nu putem decât să-i mulțumim pentru ce a făcut și pentru jertfa lui, că niciunul dintre noi n-am fi putut să plătim pentru noi înșine și darmite pentru alții ceea ce a făcut el. De aceea este unic și îi se cuvine toată slava și toată cinstea, după cum vedem și imaginea aceea din Apocalipsa, pentru că și-a răscumpărat atunci, acolo, un popor uriaș. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin.